Claudia, ne bucurăm că am venit aici ca să-l vedem pe moșu. Și la revedere. L-ați mai văzut pe moșu până acum? Da, l-am mai văzut. De unde vine moșu? De la Polul Nord. De la Polul Nord? Și astăzi da. Ce face? Vine cu Sania? Sau cu ce vine astăzi moșu? Cu cadouri. Și o să vină pe mare? Da. O să vină de sub apă? Da. De ce vine de sub apă? Păi că e scăpandu. De ce ai venit să vezi astăzi aici? Pe Moș Crăciun. Pe Moș Crăciun? Da. De unde vine Moș Crăciun? De la Polul Nord. De la Polul Nord? Și astăzi cum vine Moș Crăciun aici? Cu Pluta? Da. Și cum a fost? Foarte tare. Tu ai scris deja moșului? I-ai spus ce vrei să-ți aducă? Nu știu să scriu. A, nu știu să scrii? Da, dar poate să te ajute tati să-i scrii. Da, tati mi-a spus că trebuie să învăț să scriu singur. A, și până atunci nu poți să-i scrii moșului? Păi, dar hai să-i spunem acum moșului. Ce vrei să-ți aducă? Multe cadouri. Ce fel de cadouri? Jucării. Ce jucării? Ce-ți place ție cel mai mult? Cu ce-ți place ție cel mai mult să te joci? Elsa. De unde vine moșul? Știi să spui? Din Laponia, bravo, de acolo a venit! Vă spun ce moșul? La care? Așa. Se schimbă repede și vine la voi să luăm ciucării, da? Da, și ai fost cu minte? Și dacă ai fost cu minte, o să dea moșul cadouri? Da. Dar îi spui o poezie în moșul? Mi s-a făcut un burgare, mi-a plăcut așa de tare că l-am luat și l-a curcat să doarmă în pat cu mine. L-am învălit bine, bine, i-am făcut și pijama. Iar a doua zi, păca, a plecat în muncă, s-a făcut și pipi în pat. Bravo, să aplaudăm pe Andrei! De unde vine moșul? La Polul Nord! Ce e la Polul Nord? La Polul Nord! La Polul Nord? Și cu ce vine? Sania! Trasă de? Ren! Și cine e șeful renilor? Șeful renilor? Rudolf! Rudolf? Și ce are Rudolf? Bravo! Ce pot să vă spun, anul acesta ca și în anii trecuți, Moș Crăciun în zona aceasta, în Constanța, ajunge pe calea apelor, sau mai bine zis pe calea submersă, fiind Moș Crăciun scafandru. Vine în fiecare an, încercăm să păstrăm, să fie o tradiție, așa cum am spus mai înainte și altul colegii noastre, dintr-un motiv foarte simplu. Este momentul care aduce undeva la sfârșitul anului un zâmbet pe fața copiilor, atât al colegilor noștri, cât și altor copii care sunt aduși și se bucură alături de noi de acest eveniment pe care îl pregătim. E un moment care, uitați, și soarele a răsărit ca să vină alături de noi, să se bucure copiii de cadourile pe care le primesc și să ajungem cumva după un an destul de greu și complicat, cu o grămadă de provocări și pentru noi ca pentru toți cetățenii țării noastre, să ne bucurăm de un sfârșit de etapă și să ne apucăm să intrăm cu bucurie în nouă an. Moșul are și el povestea lui. Ajunge în fiecare an în siguranță, ca să spun așa, astfel încât să bucure participanții la această activitate. Este normal să vină noi, suntem în unitate de scafandri. În primul rând ne bucurăm că vă avem alături și ați fost martori împreună cu noi la bucuria celor mici. A fost misiunea principală a zilei, să bucurăm sufletelele astea mici
și se pare că am reușit, i-am auzit chiuind, i-am auzit râzând, putem raporta la sfârșitul zilei misiunea îndeplinită. Dar grea misiunea să vină? Cum a fost? Grea pentru că avem același moș, deja are aproape 14-15 ani, am mai îmbătrânit și moșul, dar încă funcționează la standardele înalte. Și atâta timp cât i-a bucurat pe copii, înseamnă că am reușit, între ghilimele, să-i păcălim și anul acesta.